știu eu ce prostii. Ce contează? Ce contează? Trei chestii bărbătești care nu mă interesează. Ciao, sunt voi cu Mihnea din Beijing. Astăzi așa un video mai hazliu, mai haios, o tematică așa mai ușoară. Ca bărbat, care sunt cele trei chestii bărbătești care chiar nu mă interesează deloc? Și voi încerca să găsesc o explicație. Dar de ce nu mă interesează? Să începem. La numărul 1, și mi-a venit ideea să fac acest video, acum 2 zile, pe când mă barbeream și m-am dat seama că lama mea de ras era așa o lamă oarecare, gilet, vector, din asta, cum i-a zice noi, bic, din asta ce o folosești de 4 ori și după aia trebuie să schimb capul. Nu mă interesează absolut deloc cât de fancy, cât de specială este lama de ras, că e gilet Mac 4 sau știu eu ce complicații. Nu, lasă să fie lama de ras care își face treaba, să mă rad cu ea de 3-4 ori și gata, o arunc și schimb capul și nicio problemă. Nu trebuie să cheltui o grămadă de bani ca să am așa un set de lame de ras foarte, foarte special. Și m-am gândit, oare de ce nu vreau eu să-mi iau un set frumos de lame de ras și să am așa o chestie foarte, foarte specială? Și cred că se datorează faptului că am fost pe drumuri tot timpul în a doua parte a vieții mele după ce m-am mutat în Thailanda. Și mi-era foarte ușor să am o lamă de ras care este ușor de transportat. Dacă îți trebuie una nouă, îți cumperi una nouă. Dacă ai din astea speciale, atunci îți trebuie un alt fel de cap acolo. Prea complicat, trebuie să ai grijă de ele. Lasă un bic din ăsta de la gilet să-și facă treaba, să aibă două, trei lame, să mă barberesc. Asta este gata. Deci la numărul 1. Lama de ras este pur și simplu o lamă de ras, atâta tot. Este un tool, un obiect care are un scop și scopul contează, nu cât de fancy este acest tool. Bun, la numărul 2, nu mă interesează cât păr mai am sau mai îmi rămâne pe cap. Este clar, din genele mele. Nu voi avea prea mult păr pe cap când îmbătrânesc, deci oricum este deja rar, de abia aștept să nu mai am păr și să mă rad în fiecare lună zero. Nicio problemă, ar fi cel mai ușor să știu că repede mă duc la frizer și mă rad de zero și m-am rezolvat, nu trebuie să mă mai chinui că am avut și gel, am avut și freze, acum țin așa mai scurt că asta este mult mai ușor de întreținut. Deci știu că unii bărbați sunt obsedați cu frezele, am prietenul meu din Bhutan, așa a făcut transplant de păr și o operație imensă, scumpă și deci durează o grămadă de luni până îți crește. Cheltui 30.000 de yuani înseamnă cât 4-5.000 de euro ca să își crească, să-i mai crească din păr și e foarte, foarte mulțumit de operație și de ce transplant ce-a făcut. Nu mă interesează deloc. Am fost chel, mă țineam chel când eram arcaș competitiv, mă tundeam foarte, foarte scurt, așa ca orice sportiv. Mai făceam câte un mohawk în timpul vacanței. Deci chiar așa, la distracție. Nu mă interesează câte plete am. Lasă că oricum am încărunțit, deci voi fi cărunt și chel. Nici o problemă. Îl voi rade. Îmi voi rade cap. Nu mă interesează treaba cu părul. Nu este o obsesie de a mea. Știu că foarte mulți bărbați sunt obsedați dacă chelesc și poartă perucă și mai știu eu ce prostii. Ce contează? Ce contează? Bun, și la numărul 3, uite că zâmbesc, mi se pare așa un subiect haios astăzi,
Nu mă interesează ce mașină am în garaj, pentru că nu am mașină și nu vreau mașină, nu doresc mașină. Am avut mașină în Bangkok, în Thailanda, în China chiar nu îmi trebuie mașină, mi este foarte, foarte convenient. Deci mașina, scopul mașinii este să mă mute de la punctul A la punctul B. Atunci am zis eu, dar eu chiar așa nu aș vrea nicio mașină, dacă ar fi să-mi iau o mașină, chiar nici o mașină, niciun fel de mașină nu m-aș lua. Și am stat și m-am gândit și zic, da, uite, dacă ar fi să-mi cumpăr mașină, pentru că nu mă interesează și nu doresc mașină acum, zicem, la pensionare, mi-aș cumpăra un muscle car. Un muscle car e o mașină asta de sport americană cu două roți, cu un motor foarte puternic. Ce mi-ar place ar fi trei feluri. Ar fi fie un Ford Mustang, fie un Chevrolet Camaro sau un Dodge Challenger. Deci astea trei mașini, una dintre ele mi-ar place să le am. Dacă n-aș avea ce face cu banii, mi le-aș cumpăra pe toate trei. Culoare roșie, cu așa dungi de curse negre. Ar fi așa mașina visurilor mele. Dar până să ajung eu să-mi cumpăr mașină de sport, muscle car, va trece mult timp. Acum, de ce nu vreau mașină? Sunt multe, multe motive. Cel mai important este că sunt foarte comod și mi este foarte bine să mă urc în mașină în momentul actual al vieții mele, în taximetru, și este mult mai ieftin. Iar dacă ar fi să-mi cumpăr mașină, trebuie să fiu într-un loc care... Știi că aici rămâi pentru următorii mulți ani fără să... Deci ești legat de un anumit loc. Da, voi cumpăra o mașină, un muscle car, fii atent. Cât e astăzi? 5 februarie 2024, anunț, dar am văzut cumpăra un muscle car când sunt la pensionare, să zicem, un Ford Mustang. Sau dacă am bani, mai cumpăr și un Chevrolet Camaro, dacă mai am bani, mai cumpăr și un Dodge Challenger, așa, mașinile astea americane de sport, cu viteze și cu putere faină. Acum, acestea sunt cele trei chestii bărbătești care chiar nu mă interesează. Asta nu înseamnă că alți bărbați nu ar trebui să pună accent pe aceste trei chestii. Fiecare cu ale lui. Frate meu are o mașină fantastică, foarte faină, îmi place foarte mult să fiu pasager la el în mașină. Nu am nimica împotriva unei mașini frumoase, mai ales când este o mașină utilitară și de care ai nevoie zilnic. Bun, deci un video așa mai ușurel. Să-mi spuneți ce părere aveți de acest topic. Ca bărbați, dacă sunteți bărbați, ce chestii tematice bărbătești chiar nu vă interesează. Bun. Ciao, ciao, pe data viitoare. Și dacă ați rămas până la sfârșit, ați observat, filmul este în 4K, rezoluție foarte, foarte mare. Ciao, ciao.